În proiectul ăsta nu am fost niciodată singur, poate doar puțin la început. Și pentru că personajele mele erau un concept doar audio, aveau nevoie de o față. Frățică, gușteru, unguru, copțilu! Toți au trebuit să fie creați de la zero. Iar responsabil pentru asta a fost prietenul meu, Silart. Sau Sile pentru prieteni. E greu să faci animație în România? Foarte greu, da. Da, foarte greu. Costul nu, pe peste tot e. Indicate și recompensa de pe canalul da. YouTube e mică. Da, din fericire avem un nucleu de patroni. În momentul ăsta există Patreon, dacă pentru cei care nu știu, este un site de crowdfunding. Cei care vor să te susțină îți donează o anumită sumă pe lună, la alegerea lor, și din banii aia, mă rog, tu ca și creator îți susții munca, oarecum. Din fericire, începe și în România să meargă tot mai mult. Românii încep să înțeleagă că nu totul e gratis în lumea asta și sigur că într-o țară în care pirateria este încă legală, adică în țara noastră încă există site-uri de torenți, este destul de greu să combați, să faci conținut original. Înainte să facem interviu, l-am întrebat pe fiul meu dacă vrea să spună o întrebare. E un mare fan al tău și așa am aflat în special de lizării de pe electrolize și a rămas încântat. Și el, care e un cunoscător al părții de vlogging, așa, m-a întrebat ce te face să mergi mai departe, știind foarte bine că nu-ți acoperi posturile. Noi niciodată nu ne-am finanțat exclusiv din animația asta, adică întotdeauna am venit și cu bani de acasă, din fericire mai știm să facem și altceva și asta să ne asigure un nivel de trai, mă rog, decent. Iar ce ne face pe noi să mergem mai departe este efectiv plăcerea de a face chestia asta. Efectiv ne place foarte mult și faptul că vedem că brandul nostru este tot mai apreciat, subscriberii pe YouTube cresc în fiecare zi, like-urile pe Facebook la fel cresc în fiecare zi și asta pentru noi cred că deocamdată e suficient să mergem mai departe, sigur, atâta timp cât avem și un suport financiar, pe care în momentul ăsta nu pot să mă plâng, chiar cred că îl avem. Cum ai văzut recentele scandaluri de vlogging cu un vlogger arestat acolo, au afectat imaginea, părinții sunt mai reticenți în a-și lăsa copiii mai mult pe YouTube și pe diferite canale? Acum există multe metode prin care părinții pot să-și ferească copiii de asemenea conținut, dar ca să simplific cum am văzut eu scandalul ăsta, eu zic că dacă cineva zice ceva, trebuie să-și asume. Mai ales dacă acel ceva pe care l-a spus este înregistrat și vizibil, dacă există o dovadă palpabilă pentru acel ceva pe care l-a făcut sau l-a spus, trebuie să-și asume. Eu sunt convins că în realitate omul ăla nu e chiar așa cum îl vede lumea, dar nici nu vreau să fiu avocatul lui, nu vreau să iau apărarea. Ce a spus, a spus. E o presiune a vloggerilor după numărul de like-uri pentru a crește în casările. Depinde fiecare. Noi n-am făcut niciodată, n-am aplicat metoda asta niciodată, să urmărim senzaționalul de dragul like-urilor mai multe. Dar probabil că unii fac așa. Nu spun că el a făcut sau nu, dar sunt oameni care urmăresc inclusiv după tagurile pe care le pui în descrierea clipului, când uploadezi un clip pe YouTube și acolo poți să pui niște taguri, cuvinte cheie după care lumea să te caute pe YouTube. Și atunci, dacă sigur eu fac un clip despre despre viața la țară, care nu are nicio legătură cu, să spunem, Steaua, da? Sau FCSB. Știu că Steaua este o echipă cunoscută, știu că foarte multă lume vrea să știe tot ce e despre Steaua și asta e o chichiță pe care mulți o folosesc. Pun în tagurile clipului cuvinte care nu au legătură cu clipul, dar care le va aduce câteva vizualizări în plus de la oameni care caută altceva.
sunt niște trucuri, mă rog, în lumea asta YouTube-ului. Noi nu le folosim, sincer, pentru că nu vreau, eu n-am nevoie de oameni care nu vor să-mi vadă produsul. Nu le servește nici lor cu nimic și nici nouă. Dar probabil că unii fac chestia asta. Dacă vorbeam în România acum, să spunem, 5 ani de vlogging, părea așa o ciudățenie. Cum vezi că am evoluat noi pe partea asta de vlogging? Eu zic că am evoluat. Canale și cum vezi pe mai departe că mergem? Zic, părerea mea este că s-a născut mult conținut de calitate în ultima vreme. Bineînțeles că orice medalie vine cu reversul ei, pe cât de mult conținut de calitate a început să se creeze, pe atât de mult e și conținutul de proastă calitate. Clipuri filmate cu telefonul și nu vorbesc numai de calitatea tehnică, efectiv, ci nu numai de calitatea imaginii, ci efectiv de calitatea conținutului pe care. Există foarte mulți vloggeri români care, din păcate, sunt foarte puțin apreciați, dar care dau conținut foarte bun. De exemplu, recent am descoperit un băiat care face review-uri la piese de mașini sau la uleiuri, mecanic, inginer, foarte bine pus la punct, foarte bine documentat, bine filmat tot materialul lui și are foarte puțin subscriber. Pentru că, na, dacă nu-i chiar divertisment, pare că nu e așa de interesant. Mai bine ne uităm la ceva divertisment pe YouTube. Cum ai ajuns la animație? Cum ți-ai dorit să faci proiectul Luzării de pe electrolizei, Ungurul Bulan? Noi am avut, eu am început în, lucram în radio în 2005. Am mai spus povestea asta, dar probabil cei care n-au auzit-o o să fie o noutate pentru ei. Am creat personajele astea dintr-o joacă. Eu făceam producția în radio respectiv, Radio Cinemar, semnă atunci nu mai există. Eu făceam producția acolo și am făcut o parodie după o reclamă. Deci personajele mele au fost la început audio. După care prietenul meu, Sile, după vreo 2 ani, a venit la mine, el era desenator și mi-a propus, bă, hai să le dăm o față ăstora, acestor personaje. El le-a desenat, mi-a plăcut ce a desenat și am spus, bă, hai să facem ceva cu ele. Și atunci am zis, hai să facem animație. A fost o perioadă lungă de tutoriale, pentru că nici nu există o școală de animație în România. Colegul meu, Sile, a făcut și-a pierdut nopțile pe tutoriale de pe YouTube, desigur, despre cum se face animație. Un an mai târziu am făcut și prima animație, care a intrat la Cronica Cricotașilor de atunci, în episod de Crăciun. Era un episod despre Gigi Becali, care era Moș Crăciun și, mă rog, aducea cadouri. Era o chestie interesantă. Animația nu prea de calitate, trebuie să recunoaștem. Era chiar prima noastră animație. Și încet, încet am investit cât tot mai mult din timpul nostru și din energia noastră în animația asta. Am lucrat la un moment dat și cu o firmă din Târgu Mureș, care ne-a ajutat foarte mult. Ei aveau niște oameni de creație foarte buni și ne-am învățat unii pe alții cum să facem animația asta mai bună. Și, mă rog, acum, 15 ani mai târziu, de la momentul din care am plecat, animația asta există așa cum o vedeți în momentul ăsta. Dar cum ai ieșit tot destul să faci un astfel de episod? Cât timp ia desenatorului? Păi, acum depinde de complexitate. Episoadele pe care le vezi în momentul ăsta durează fix o săptămână, pentru că de la o săptămână la alta le facem. Încercăm să dăm, ca să faci de la o săptămână la alta, ai fix o săptămână la dispoziție. Și atunci a trebuit să facem probabil puțin rabat la calitatea animației, la complexitatea animației, nu la calitatea ei, ca să reușim să ne... Important fiind mesajul pe care îl transmitem. Dar în general, dacă e să facem o animație cum a fost episodul mai complex de Crăciun 2019, i-a luat colegului meu, Silard, o lună de zile de muncă, de dimineața până seara. Just for the record, el face animațiile, eu fac doar scenariile, vocile, montajul ulterior, dar animația propriu-zisă el o face. Eu nu știu să desenez.
personajele tale alcătuiesc în mod cert o familie, dar o familie mai ciudată, cu trei bărbați tradiționale, da, mai netradiționale. Cred că ai tot auzit întrebarea asta. Cum ai gândit personajele și cum ai, ai descrie pe frățică, pe ungurul, pe copilul, pe gușterul? Simplu, frățică e un om mai coloric, ungurul e un om mai relaxat, gușterul e un om un pic mai... Tot timpul pus pe o șmecherie, pe un șmen, pe ceva, el tot timpul propune, propune scurtături. Și copilul nostru este un copil din vecini, cum ar veni. În primul episod audio în care l-am introdus pe, pe copilul, el era un doar un copil din vecini, care ulterior a trebuit, m-am gândit eu că ar trebui să-l introduc în grupul ăsta și să-l fac să rămână. Și atunci am creat o poveste în care am spus că el stătea doar cu mama lui. Mama lui a plecat la muncă în Italia și de atunci nu s-a mai auzit nimic de ea și a rămas cumva în grijă celor, celor trei, care de fapt e de aia să numesc loseri, pentru că sunt niște loseri. Sunt trei bărbați care stau împreună, niciunul nu are un job stabil, tot ce au pe persoană fizică este un trabanc și apartamentul în care stau, și ei se ocupă de educația copilului oarecum, deși na, copilul deja este la un nivel de inteligență în care sigur îi bagă, îi bagă în buzunar la orice oră. Pe, da, așa, cam asta ar fi pe scurt povestea. Este un copil cu care s-au pricopsit. Am avut mereu o curiozitate legată de să-i spunem, de limbajul folosit, foarte colorat. De unde tot inventați cuvintele alea în Ardeal? Asta înseamnă că faceți un brainstorm în întreg orașul și în fiecare zi mai scoateți ceva. Ai pus mâna pe șorloboanc. De unde vorbim cuvintele astea? De unde le găsiți? Sunt regionalisme foarte des folosite la noi. Mă rog, eu sunt din Baia Mare, deci eu m-am născut în Maramureș. Accentul poate părea foarte, foarte similar în toată zona asta, dar să știți că, de exemplu, accentul din Maramureș este puțin diferit de accentul din Salaj, de exemplu, unde am avut bunici. Și acolo am învățat foarte multe cuvinte interesante, foarte mulți substituenți din astea pentru termenul real al cuvântului respectiv. În general sunt regionalisme toate. Majoritatea vin din limba maghiară. Pentru că, mă rog, am înțeles. Așa, pentru că suntem mai aproape de, de zona aia, sunt adaptări, de fapt, din limba maghiară. Majoritatea. Noi românii ne entuziasmăm foarte repede de ceva, ne place foarte mult, insistăm, șeruim, le spunem prietenilor, trebuie să te uiți la asta, dar apoi parcă entuziasmul dispare și nu e vorba doar de animație, nu e vorba doar de un grup de umor sau altul. Dacă te uiți din 90 încoace, românii au avut boom-uri în care au plăcut pe cineva și apoi brusc totul s-a terminat. Poate cel mai bun exemplu ar fi păstrând zona acolo din care vii cu roboții. Ți-e frică cumva că românii se vor plicti de loserii de pe electrolizei? Sincer, nu cred că e o chestie strict care se rezumă strict la români. Nu știu dacă e o boală românească. Eu cred că peste tot în lume cam cu asta se confruntă artiștii. Ești prezent atâta timp cât ești prezent. Ești iubit atâta timp cât ești prezent. Când nu mai ești prezent, sigur că lumea uită și uită de acel flavor of the month și trece la următorul flavor of the month. Și sincer nu mi-e frică. Mi-e frică doar de ziua în care nu o să mai vreau sau nu o să mai pot face și atunci sigur că cu timpul o să ne perimăm și noi ca și produs. O să ne perisăm, pardon. Am inventat un... am folosit greșit. În fine, atunci când n-o să mai producem, probabil că nici noi n-o să mai fim prezenți în mintea colectivă a admiratorilor noștri, dar până atunci, sincer, nu mă tem. Și roboții, să știți că nu au dispărut poate din mainstream, de exemplu, dar ei au o comunitate foarte solidă, strict pe felia lor, ei au streamuri pe Twitch, pe YouTube, sunt mai producători. Da.
iar la scăderea intensitatea a fenomenului. Dacă ar fi să tragi o concluzie după pandemia asta, plină de umor sau de ironie, ce ai spune? La ce te-ai gândit? Este un gând pe care l-am în fiecare zi. Vai de noi și de ce ne așteaptă. Sincer, nu văd. Eu prefer să primesc cu zâmbetul pe buze în momentul ăsta, dar nu văd bine tot ce urmează, indiferent că va fi pandemie sau nu. Multă lume se întreabă, bă, oare o să ne revenim vreodată exact cum eram, o să se schimbe obiceiurile. Sincer, cred că moralitatea românului nu s-a schimbat cu nimic în pandemia asta. O să rămânem aceiași oameni și nu doar noi românii, toată Europa, toată lumea.